Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Atelierul tău. Eu sunt David, iar în acest clip o să vorbim despre o mașină de amestecat de la Einhell, modelul TEMX18Li Solo, și o să-i facem, bineînțeles, și câteva teste, după cum v-am obișnuit deja. Acest termen solo vine de la faptul că mașina se livrează în această cutie de carton, fără prea multe accesorii, mai exact fără acumulator și stație de încărcare. Dar asta nu este nicio problemă, pentru că face parte din gama de unelte Power Exchange și asta înseamnă că se poate utiliza cu toți acumulatorii de 18V de la Einhell. Eu am utilizat-o cu acumulatorii de 4A, cred că îi oferă suficientă putere și suficient timp de exploatare, întrucât să fie suficient un acumulator de 4A. În set, alături de această mașină, o să mai primiți ca și accesorii paleta de amestecare, care este formată din două bucăți și are un diametru de 100 de milimetri și poate ajunge la o lungime totală de 1 metru. Se conectează cu acest adaptor. După cum vedeți, avem aici și o piuliță cu șuruburi, cred că de 22 de milimetri, nu mai știu exact. Pur și simplu se conectează și se înșurubează în mașină, foarte simplu. O să-i facem chiar acum și o probă scurtă să vedeți cum arată. Deci lungimea ei totală în acest format este de aproximativ 1 metru. Asta înseamnă că poziția de lucru o să fie destul de comodă. Îmi place paleta, este rezistentă, ca și minus aș zice că se putea, cred că, face un sistem puțin mai ușor, dar acesta este și rezistent, doar că va trebui să utilizăm două chei după ce vrem să o desfacem. După ce am lucrat cu ea, o să se strângă foarte tare aceste șuruburi și va trebui să utilizăm două chei ca să o desfacem, dar nu cred că este o problemă atât de mare. La capitolul specificații tehnice, trebuie să știți că această mașină dezvoltă maxim 620 de rotații pe minut, are soft start, turațiile pornesc de la 0 și se duc până în limita mai devreme menționată. Turațiile pot fi selectate din acest variator poziționat foarte la îndemână aici pe mâner. Este un variator de turații cu 6 poziții, care ne ajută să ne reglăm turația în funcție de materialul pe care vrem să îl amestecăm. În partea de sus se introduce acumulatorul. Poziția acumulatorului este foarte bună din punctul meu de vedere, pentru că nu deviază de la centrul de greutate și mașina se poate controla foarte, foarte ușor. În partea dreaptă avem butonul de acționare, care are pe interior și un buton de siguranță aici. Nu o să putem să îl acționăm doar după ce apăsăm prima dată pe butonul de acționare, pentru a se evita riscul accidentării. Îmi place poziționarea mânerelor, îți oferă un suport maxim și prin faptul că sunt îmbrăcate în cauciuc îți oferă și un grip bun și dacă lucrezi cu mânuși sau fără mânuși poți să îl ții foarte bine și să-l controlezi destul de ușor. În format complet cu accesoriile montate cântărește 4,2 kg, deci este destul de ușor. În continuare o să vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut pentru el, să vedeți și voi cum s-a descurcat. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Totodată, în descrierea clipului o să găsiți un link către magazinul nostru online, atelierultău.ro, unde puteți afla mai multe informații despre această mașină de amestecat de la Einhell. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc numai bine!